nici noi, nici alte țări mult mai puternice din punct de vedere economic nu își pot permite să ține în spate populația cu toate nevoile ei fără să producă nimic. Economia trebuie pornită cu orice risc, pentru că dacă nu, ceea ce se va întâmpla când economia nu funcționează va fi mult mai grav decât orice virus.